Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate. Suntem din nou împreună, pentru că din nou se întâmplă acum. Nici nu știu cu ce să încep. Cel mai important, Liviu Dragnea e la Roșii, la Solarii, la... undeva în țară, îmi spun colegii de la știri, avem echipa acolo, o să intrăm în legătură directă. E cu Daia, e cu agricultura României. România, am văzut ieri la știri, la noi, la B1, mă simțeam, cum să zic, de parcă m-aș fi întors cu 30 de ani în urmă, 30 ceva de ani în urmă, când la TVR, pe vremea... pe vremea lui Melinescu, al lui Roșian, al lui, cum îl cheamă, Tică Brateș, se spunea că România, agricultura României este cea mai tare agricultură europeană și putem hrăni 80 de milioane. Exact așa spuneau comuniștii. Uite, da, spun că acum e cea mai tare. Ce să mai... Până ora păi asta... Eu, am vrut să prezint invitații. Ce să Europa, mai... Păi familia Rădulescu, am fost invitații astăzi, amândoi au acceptat. Știți că nu v-au spus niciodată că sunt neamuri, unul deputat, unul fost deputat, unul de la PSD, unul PSD-ist cu sufletul. Ăsta micul e PSD-ist cu sufletul. Recunoaște, Adriane. Uite, Adrian, vreau să știu dacă poți să-i spui lui domnului deputat Rădulescu de la PSD. De cât de PSD-ist ești tu în suflet? Ia zi. Începem abrupt. Sunt la fel de PSD-ist ca și el în suflet, dar fiecare gândește în felul lui. Așa cum ești și tu pe... emisiunea. Da, mă, așa și cum și tu ești PSD-ist. La televizor? Mă, când lucrurile... Păi, cum te păsesc cu că ești Adriane? Păi și el este, mă, PSD-ist. O prime emisiune, Adriane. Stai să-ți explic de ce. Toată țara e PSD. A făcut guvern PDL-PSD și da. A zis că e cea mai mare alianță care a avut-o vreodată în România. Da. E adevărat că a clacat, dar deci nu vă rog frumos, stimați telespectatori, să se șteargă ce a spus până acum domnul Adrian Rădulescu. Nu face parte din emisiunea, a fost doar încălzirea emisiunii. Nu, de altă dată o să vedeți ce a spus domnul Băsescu despre Dragnea. L-a făcut zob. Deci, nu despre PSD? Nu. Despre Dragnea? Despre Dragnea. E cu totul altceva. Corect. Mai intrat de PSD, nu de... Domnul deputat, încep când a vă întrebat, eu cu domnul deputat Rădulescu nu ne-am întâlnit în postura de gazetar parlamentar niciodată, e prima oară. Și e bine că e așa, pentru că pe holurile parlamentului am discutat de foarte multe ori în anii trecuți. Corect. Am discutat și polemic, am discutat și constructiv. Au fost momente în care am negociat împreună cu domnul Rădulescu lucruri care în plenul camerelor reunite sau în plenul senatului, deși dânsul era la cameră, se transformau în voturi. Spun asta ca să înțelegeți că există oameni sănătoși la cap în Parlamentul României care pot depăși uneori, atunci când este cu adevărat un interes serios și un interes românesc adevărat, pot depăși culoarea cu care intră pe haine în Parlament, că e galben, că e roșu, că e verde. Greșesc, domnul deputat? Nu, și să știți că chiar ne lipsiți, spune. Haideți să depășim clar momentul ăsta, că nu vreau să fiu un laudat. Eu am vrut doar să vă spun ne așa. Ne lipsesc oamenii de caracter în Parlament care să înțeleagă că totdeauna pot fi lucruri constructive, chiar și în opoziție. Tare, mă bucur foarte tare să aud chestia asta. Vă întreb direct și abrupt. Vă rog. Știu că sunteți un potrivnic înverșunat al doamnei Chioveși. Știu că sunteți în echipa aia la vedere mulți, printre care și noi astea, dar și oculți mulți care nu se văd, care îi vor capul la... Mă rog, metaforic vorbind, nu... Cum să moară în chinuri și profesional. Cum a avut și alalți. Ce-a făcut? Asta ce e. Ce am invitat eu azi, frățioare? Stai să-ți spun mai puțin. Stai puțin, te rog frumos, vreau să-l pe domnul deputat ceva. Te rog să mă ierți. Da, vreau să spun ceva, că trebuie să încheiem subiectul cu care ai început. M-ai întrebat dacă specialist în sufletul meu. Sunt. Și tu ești. Și el e penelist sau e pedelist. Noi trebuie să discutăm nu despre partide, trebuie să discutăm despre oameni și componența lor. Pentru că eu, dacă eu cum țin cu Rapidul, tu ții cu Dinamo, el cu Steaua, dacă ne întâlnim și discutăm despre fotbal, trebuie să, măi, când discutăm despre România, trebuie să fim toți români. Noi uităm să fim români și să apreciem valoarea oamenilor din fiecare partid. Niciun partid nu e... Gata, am terminat. Domnul Rădulescu, eu vă întreb așa. În laboratoarele secrete și productive ale PSD-ului, știu, în care știu că intrați, că aveți cheia, se discută despre posibilitatea ca doamna Chioveși să devină o problemă pentru Iohannis în ceea ce înseamnă președinția României și aveți strategii și pe tema asta sau o considerați doar un procuror care trebuie să dispară din justiția română? Încerc să vă rog așa, că tot n-am fost niciodată la masa asta. Să fiu foarte sincer. Exact. Adică, Cătălin, poți să-mi spui așa. Doamne, da. Eu nu răspund la întrebarea asta, Tudore. Da. Și atunci, lumea știe, nu se discută. Dar dacă răspunzi, te rog de o răspunde sincer, pentru că foarte mulți oameni se uită în gura voastră a liderilor PSD ca în gura celor care fac parte din cel mai puternic partid în țara asta. Tudor, așa cum mă știi, nu îmi place să fiu decât sincer. Adică în partidul meu sunt cunoscut ca un om care, chiar dacă uneori am deranjat în decursul timpului, am fost unul dintre criticii partidului atunci când a fost cazul și a oamenilor care nu și-au respectat condiția de membru de partid pus într-o anumită funcție și a început să creadă că e pe
principiul că a luat vreun concurs acolo și atunci am criticat că nu a executat programul partidului, așa că o să fiu foarte sincer. Deci, noi nu avem o preocupare cu această doamnă. Eu o să fiu împotriva acestei doamne, ca împotriva oricărui procuror, din două motive. Unul, pentru că sunt revoluționar și n-am crezut că după 29 de ani ne vom întoarce din nou la practicile care erau pe vremea comuniștilor. Și doi, pentru că o persoană care a acceptat abuzurile, fiind managerul general acestor abuzuri, nu pot să o accept ca făcând parte sau reprezentând România niciun fel de formă. În opinia ta, are viitor politic? Nu are niciun fel de viitor politic, pentru că având 18 dosare penale, dânsa trebuie să-și clarifice această situație. Exact cum ne spunea dânsa, pe vremuri să avem încredere în justiție, i-am transmis și eu să aibă încredere. Mai am două, trei întrebări scurte, că vreau să fac un ping-pong așa de încălzire. Înainte de întrebare, vreau să termin fraza asta. Dacă am fost întrebat de multe ori, dacă doamna Chioveși, cum și procurorul general ar fi putut face lucrul ăsta, în decursul timpului de manager, de șef al DNA-ului, ar fi ieșit public și ar fi denunțat practicile mizerabile altor procurori DNA, sigur că atunci era un procuror de apreciat. Dânsa nu numai că nu le-a spus, nu le-a amendat, n-a ieșit public cu ele ca să le devoaleze și dezavueze, dar în același timp le-a și acceptat, a cerut mai mult decât atâta să se facă astfel de practici. Atunci nu poți să accepti un astfel de gen de procuror sau Am o întrebare. Întrebarea este așa, Cătălin. În opinia ta, Laura Codruța Chioveși a servit în timpul mandatului la DNA interese străine potrivnice întreprinzătorilor și investitorilor români? Tind să cred că da, întrebarea mea este și răspunsul meu foarte sincer, tind să cred că da, pentru că făcând o verificare în decursul a 5 ani de zile, am constatat că tot ce a fost investitor român în agricultură, în transporturi, în construcții, în general în toate domeniile, medici faimoși în România li s-au făcut dosare penale, iar străinilor, indiferent care străin a fost, nu vorbesc de cu dosarul AEDS, Microsoft, dar niciodată un multinațional n-a fost cercetată de către doamna Chioveși. Și asta mi-arată că cineva a avut interesul ca să distrugă tot ce e românesc, de la jurnalist și până la ce vreți, ca să vină să fie înlocuiți cu străinii care să ne dea lecții în România. Ultima întrebare la prima serie de întrebări pe care ți-o adresez ca invitat al meu și de fapt al telespectatorilor. Fac o paranteză scurtă. Dumnezeu să vă odinească, Vadim Tudor a regretat, știu, din discuții pe care le-am avut personal Correct. Cu tribunul, a regretat profund povestea aia cu merg pe stadioane și împușc pe criminali, pe cei care distrug țara. Știți, povestea cu nu-l votați pe Vadim că ne omoară pe stadioane, ne împușcă, ne mitraliază. Acum te întreb așa, Cătălin, dacă ai putea da timp înapoi, ai șterge din biografia ta mediatică povestea cu mitraliera? Bineînțeles că aș șterge-o, dar în condițiile în care, sigur, expresia mea a fost făcută în sensul ăla. Pentru că din filmulețul care s-a făcut, într-o oră și jumătate de discuții cu doi jurnaliști care au și părăsit ziarul ulterior, și asta trebuie să ne întrebăm noi, poate în decursul timpului, de ce au părăsit imediat acest ziar Adevărul, s-a scos din context o întrebare vis-a-vis de comuniști. Și eu, pentru că le spuneam că și bunicul meu a fost asasinat de comuniști și unchiul meu, deci în familie am suferit din acest principiu, bunicul meu a fost chiar în temnițele din Pitești, din faimoasa pușcărie din Pitești. Spuneam că oricând, așa cum am ieșit în 89, aș ieși oricând împotriva comuniștilor cu o mitralieră. S-a asociat acest lucru cu chestiunea cu Piața Victoriei. Deci eu am și spus că regret asocierea asta, pentru că n-avea niciun fel de sens. Și eu n-am nimic împotriva oamenilor care fac mitinguri civilizate și oneste, pentru că până la urmă de asta... Consider că inițiativa pe care el, Curtea Constituțională a României, cea cu fără penal în funcții publice, este o inițiativă pe care tu, ca cetățean, ca politician, ca om care te-ai lovit de ceea ce înseamnă justiția română, este de urmat, e de susținut ca inițiativă în societate sau nu? Aici sunt două chestiuni și vreau să le clarificăm. Unu, Curtea Constituțională ce a făcut? Curtea Constituțională a făcut treaba foarte ok, adică a spus că între restricțiile care sunt, și tu știi foarte bine că am comentat împreună când, pe vremea când erai un bun parlamentar, Curtea Constituțională ce a spus? Constituția poate fi revizuită în anumite condiții și restricțiile în care nu poate fi revizuită Constituția României sunt X, Y, Z. Curtea Constituțională ieri a spus
ceea ce propune grupul USR nu face parte dintre aceste restricții. După care urmează procedura parlamentară, pe care o știm amândoi și o știe și Adi la fel, ca ea să obțină 2/3 de sufragii în Parlament. Știi bine, Cătălin, că dacă vreun partid se va opune aceste inițiative în Parlament în mod evident, adică pe față, o va tergiversa sau se va opune, se va ciocni frontal cu 850-900 de mii de semnături directe, da. Numai acum, prin familiile lor. Tudor, acum hai să clarificăm și chestiunea asta, că bine ca telespectatorii să înțeleagă. Noi suntem 18 milioane de locuitori. Da. Din 18 milioane de locuitori, 900 de mii. Nu, suntem 23-24 cu ei de afară. Mai mult. România afară. Înseamnă că USR-ul a obținut un sufragiu și niște semnături, 3% din populația României. Ăștia sunt electoratul lor. Ca să fim foarte clar, să lămurim acest subiect. Dacă noi aveam o problemă, dacă eram 2 milioane de locuitori și 50% sau 60% semnau această inițiativă, sigur era o problemă. Dar în momentul în care 3% din 20 de milioane de locuitori semnează o astfel de inițiativă, n-am niciun fel de problemă, că nu înseamnă că e voința poporului român acest lucru. Și doi, ceea ce este meschin și iarăși o știm amândoi, este că USR-ul încearcă să se suprapună voinței poporului. Niciodată tu nu poți printr-o lege să te... Nu e doar USR-ul, el a fost aici, a fost deputat, colegul tău, deputatul Bichineț, care a spus că este chiar inițiativă PMP. Acum am văzut și liberalii că și-au spus, și-au dat cu cărămida în piept că e inițiativa aia liberalilor. E adevărat, opoziția acum aleargă precum câinii turbați cu viermi în urechi să spună care dintre partidele de opoziție a fost primul la ceea ce înseamnă fără penali în funcții publice. Primul din actuala clasă politică, a fost Iohannis, dacă să o luăm pe scurtătură. Iohannis, nici un partid. Toți au mers în siajul președintelui. Adrian, cum e pentru tine? Pentru oamenii de afaceri? Eu aș porni altfel decât mă întreb tu. Nu pentru mine, eu mă las pe mine la urmă, ca simplu cetățean. Dar pe mine mă interesează pentru țară, pentru viitorul ei, pentru copiii și nepoții noștri, da? Generația tânără în care noi am pus mari speranțe și din care și Chioveși face parte și credeam că va fi un procuror care va aduce o justiție corectă, dreaptă, care nu va folosi mecanisme și sisteme folosite de comuniști, pur și simplu ne-a întors înapoi cu peste 30 de ani. Deci cartonul 1, acum când vorbim de Chioveși, un pic să vadă lumea ce afirmație a făcut, că vreau să intre pe invitați dacă o consideră o amenințare, dacă o consideră o promisiune politică. E foarte interesant. O declarație a doamnei Chioveși. Imediat o să o vedeți pe ecran. Deci ne-a întors înapoi în anii 90. Cine, Chioveși? Da. De ce spui asta? Pentru că am ajuns la ora asta și regret faptul. Eu am crezut și încă cred în justiție, dar trebuie reformată din temelii. Și în primul rând, dacă am zis fără penal în funcții publice, haideți să discutăm. Fără foști membri de partid, fără cei care au făcut parte din activ, băi, am ajuns la 30 de ani să avem procuror al României care... E o anomalie. Lazar este o anomalie, am spus-o pe post, mi-am asumat să mă dea în judecată domnul Lazar, am tot respectul pentru el, nu i-am imputat nimic, am spus că n-a făcut poliție politică, am spus. Ceea ce se spune despre... Dar n-a făcut poliție politică. Niște aberații. A acceptat poliția. Nu a făcut. Ce spune deputatul Rădulescu poate fi un subiect de 4 emisiuni. A acceptat. Moral este o crimă ca prin tăcere sau inacțiune să susții ceva. Nu poți să fii... Același lucru a făcut și Chioveși. A acceptat să fie folosită ca o unealtă împotriva democrației. Prietena lui domnului deputat Rădulescu și aliata dânsului europarlamentar Norica Nicolae n-a fost, mă, procuror comunist? De ce Norica Nicolae e bună că e ALDE și e în alianță cu voi? Pentru că e în alianță cu Cătălin Rădulescu. Foarte bună întrebare ai pus-o, Tudor, dar noi am discutat toată subiectul ăsta. Ce alegem noi? Procurori au fost și pe vremea comuniștilor, e clar. N-aveam dar cum să fie altfel. Pe vremea comuniștilor au fost și delatori, au fost și oameni care, ți-aduce aminte, scriau despre alții. Ce alegem noi? Pe cei care au acceptat să facă parte dintr-un sistem, să scrie despre alții, să denunțe pe vremea comuniștilor oamenii care își vedeau de treaba lor, sau procurorii care făceau abuzuri pentru sistemul comunist, sau procurorul care era procurorul comunist, dar care n-a făcut abuzuri, n-a acceptat să facă abuzuri. Adică trebuie să diferențiem, că nu putem să ștergem procurorii care au făcut parte din procurorul sistemul. pe care tu îl consideri capul răutăților, ca și Adrian Rădulescu, zice așa: sunt un procuror care timp de 24 de ani mi-am făcut treaba. Sunt un procuror care am dovedit că în activitatea mea profesională am luptat cu corupția într-un mod eficient și sunt un procuror care a reușit să inspire teamă. Ultima frază e cea mai tare. De-aia titlul pe care l-am dat eu acestui citat este așa: ori este afirmație, ori o amenințare, ori fără penal în funcție. Adică lansează și doamna Chioveși și susținerea la aia cu fără penal. Pentru că spune la sfârșit așa: sunt un procuror care a reușit să inspire teamă celor care vor să fure liniștiți în România. Aș vrea să le spun pe toate, să
le discutăm pe toate trei. Deci a luptat cu corupția, mă bucur că a vrut să luptă și noi vrem să lupte cu corupția, dintotdeauna am vrut să luptăm cu corupția, dar unde este corupția cu care a luptat dânsa? Unde sunt banii pe care i-a recuperat? Unde este corupția de miliarde de euro și banii care au fost furați din România? Cei care i-a condamnat, i-a anchetat, mai corect, da? În final au fost gratiați sau... Care au fost sute de persoane, sute care de au fost persoane grațiate, și pe care i-a acuzat de corupție. Ție care ai avut dosar penal care s-a finalizat cu condamnare, Cătălin, da? Ar putea să-ți spună lumea, domnule, ești un deputat subiectiv, pentru că nu vrei ca lupta împotriva corupției să se concretizeze. Nu, pentru că eu n-am așteptat niciun fel de lege, n-am așteptat niciun fel de decizie a Curții Constituționale, ci eu mi-am urmat drumul meu, eu am făcut plângere penală împotriva procurorilor care m-au anchetat în urma destăinuirilor unor martori mincinoși care după ce și-au ispășit pedeapsa au venit și mi-au spus că procurorii le-au cerut să mintă. Oprește puțin că e domnul Dragnea la Giurgiu, la solarii, la roșii, la legume. Hai să vedem un pic ce se întâmplă acolo și revenim. Sprijin pentru producătorii români, în special pentru tomate, că vorbim de tomate. I-a spus să propuneri de a mări suma pentru a putea, în primul rând, acoperi lunile 5 luni de toamnă, iarnă, care nu sunt acoperite cu tomate române. Da. Vedeți ce înseamnă și ăștia din Giurgiu, domne, se spune că în Giurgiu s-a furat toată viața după Revoluția. Acum au început să umble la relee, fură releele, fură semnalul. Avem o mare problemă de semnal. Deci tehnic, ca să nu credeți că avem vreo răutăcioșenie cu domnul Dragnea, nu. Tehnic n-am putut emite, dacă vom restabili frecvența de satelit legătura cu Giurgiu, o să meargă asta cu tomatele și cu domnul Dragnea Brici. Vreau să finalizez, da. Deci eu n-am așteptat niciun fel de cod penal modificat, niciun fel. Eu mi-am pus avocații, mi-a cum am aflat că martorii mincinoși... Nu, adică nu vreau să discut dosarul tău. Eu am pus să discut moral, dacă tu moral, da. Poți să răspunzi întrebării evidente pentru orice telespectator, domnul deputat dumneata care ai o condamnare. Normal că nu vrei ca în funcții publice cei condamnați să mai apară. Nu. Deci eu vreau în primul rând ca orice justițiabil, orice om care se consideră nevinovat și află, mai ales că află că a fost condamnat nevinovat din cauza că martorii care au fost folosiți, martori mincinoși, vin și spun adevărul în instanță și tu afli că ți-a făcut un dosar la comandă, da? În momentul ăla omul respectiv, justițiabilul respectiv se poate să atace în instanță, să revizuiască ceea ce i s-a întâmplat. Deci asta este primul lucru și pentru asta noi am fost supărați pe acest ministru de justiție pentru că nu pot să fac acest lucru. Uitați-vă, mă, ce știre îmi dă Teddy. Bă, Teddy, tu ești împotriva emisiunii mele, mă. Faci mișto, nu mai râde în cască. Să știți că producătorul râde. Uitați-vă știre, simasă. Nici nu vreau să-l întreb. Să mor dacă nu, se potrivește. Da, acolo e. Da, exact. Acolo e extraordinar ea. Da. Crede-m. Uite, vezi ce trebuie făcut... să inspire frică. Asta spunea. Și-a băgat frică în procurori, frică în judecători, corect. Frică în deputați, corect. Frică în senatori, frică în oameni de afaceri. Ea Adi, e... frică în femeile care stau la piață, că ești în agricultură, da. Care vorbeau și șoteau pe vremea ei și le spuneau copiilor să nu mai vorbească că li se întâmplă ceva. Asta a fost teama care a fost făcută de zile. În dreapta lui Cătălin Rădulescu vedeți oameni buni. Nici... Dar lasă-i pe ei, nu pe mine, că mă știe lumea că pun calbrăz. Știrea de pe site-ul colegilor de la Libertatea, frate, dacă e știrea reală, suntem în Kafka. O secundă, Adrian. Nu secundă. Pe cuvântul deci nu numai că Europa, la nivel parlamentar, la nivel de Consiliu al Europei, nu vor pe franțuz. E scandal mare. Și azi a avut o rundă de negocieri și cred că se va amâna decizia cu procurorul general după alegerile, cum se cheamă, europarlamentare. Adică următorii europarlamentari o să aleagă... Asta e o veste proastă pentru Chiovești și îi spun eu. Dacă doamna Chioveși nu ajunge procuror pe mandatul ăsta de acum cu Timmerman și cu ăștia, belea mare. Dar s-ar putea să n-am eu gura urită. Păi, dar ăștia din Ucraina o vor procuror general? E foarte tare. Știți, echipa candidatului la prezidențială neagă informația, zice lumea. Dar informația este, din ce am înțeles eu, pe surse oarecum sigure, obținute de colegii de la Libertatea. Bine. Știi ce vreau să spun? Te rog. Câți bani crezi că luăm pe aia dacă o transferăm acolo? Hai mă, te rog eu frumos. Pe cuvântul la dumneavoastră. Și mă amendează CNA-ul să nu pună la suflet ce a întrebat acum domnul Rădulescu, ăsta mai mic de înălțime. Avem doi Rădulescu în emisiune. Cum? Ne îmbogățim. Nu, ești răutăcios. Oameni buni, e valoare. Știrea zilei este așa. Nu, am două știri. Aia o păstrezi, atenție, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Va fi prima oară când veți vedea pe bune, dar pe bune, cu un deputat și cu un fost deputat alături, veți vedea pe bune ce câștigă un europarlamentar, ca să știți, când pune ăștia în piluța, bucățica aia de hârtie cu tușul ăla penibil, tușul ăla de 2 lei care se întinde și pe mâini și pe hârtie
și anulează de multe ori votul atât de prost că trece prin hârtie. Deci, oameni buni, când pune ștampila, nu v-a spus nimeni, absolut nimeni, ce ștampilați. O să vă arăt eu cam câți bănuți dați celor 33 de europarlamentari pe care îi va avea România în hemiciclu de la Strasburg. Dar până atunci, am făcut cu satelitul, cu Dragnea, ia să vedem. Hai să încercăm. Informații că pentru dumneavoastră un articol într-o lege nu există. Mie mi se pare ceva foarte grav la președinta în alte curți să spună că un articol din lege nu există, adică e semnalul pentru toți românii. Domnule, fiecare analizează legea cum vrea și respectă pe care vrea și ia în seamă articolele pe care le vrea. Dar declarațiile făcute de ministrul dumneavoastră de justiție care spunea că sesizarea formulată de către Florin Iordache nu stă în picioare. Nu e al meu, nu e rudă cu mine, nu e frate cu mine, nici cu mama, nici cu tata, nu e nici verișor de al meu. A fost asumat de PSD, nu știu cât o să mai fie asumat de PSD. Se pare că PSD-ul nu și-l mai asumă, dar o să vedem. Asta înseamnă că va fi schimbat? Deci, chiar am venit aici pentru o problemă foarte importantă. Cum ați înțeles momentul Comitetului Executiv Național în care ați luat decizia să fie dat de acest? Este ultima dată când vă răspund, domnișoară, îl considerați prea important pe acest cum. Eu nu mai consider așa important, așa că dacă vreți să mă țineți aici captiv, în loc să merg să muncesc în România reală, vă înșelați. Eu nu stau la sub. Consultările de la Cotroceni, cine va merge până la urmă? Dumneavoastră nu vă merge. Va fi o delegație la Cotroceni? Vor fi trei oameni. Cine sunt aceștia? Mâine anunțăm. Veți modifica legile justiției? Cele la care s-a referit Tudorel Toader în Parlament? Codurile penale. Codurile penale. Da, Parlamentul trebuie să lucreze. A avut către guvern și acum o să-și reintre în atribuții. Dar ne spune ce ați făcut, de ce nu ați convocat birouri permanente reunite până în acest moment legat de solicitarea președintelui de a reconsulta Parlamentul cu privire la guvern? Avem timp să... Păi, primul rând trebuie să vedem întrebările. Toată lumea, toată țara și cred că toată Europa, cred că au avut o mică pauză cu alegerile din Israel, în schimb tot globul cred că e interesat de marile întrebări pe care le va propune Iohannis. La revedere. Hai, dacă vreți să vorbim despre rău și bine, dacă nu rămâneți cu toate albă. Ne-am întors în platou, hai la revedere că parcă l-am văzut pe Gigi Becali. Hai la revedere că ne-am distrat destul. Mai pune și voi întrebări serioase, le-a spus Liviu de la Obraș. Pe bune, avea și dreptate omul. Bă, întrebările alea nu sunt pentru președintele PSD-ului. Acum, pe bune, știți că nu sunt fan Liviu Dragnea. Da, nici întrebările alea nu erau pe măsura președintelui Camerei. Tudorel Toader are o problemă. Are un juni nasol la Sibiu. I-a zis Liviu în direct la noi acum, domnul Dragnea, președintele Camerei. S-a cam terminat cu mandatul lui. N-a spus-o așa. Dar cine are un dram de creier, a înțeles. Liviu Dragnea i-a spus la B1 în direct acum ministrului Justiției să-și cam strângă fotografiile de familie după birou, s-ar putea să schimbe biroul cu tot cu ministru. Oameni buni, atenție mare. Atenție mare. Facebook-ul, domnul, nu uitați că vă pregătesc aia cu ce câștigă, cât câștigă și ce avantaje are un europarlamentar român la Bruxelles. Este... fabulos, credeți-mă. Până atunci, pagina de Facebook a domnului președinte Traian Băsescu. Vreau întâi pagina, Teddy. Dă-mi întâi pagina de Facebook, eu nici n-am putut să citez. Știți că sunt un tip slobod la gură. Mai slobod poate să permite o normă a CNA-ului. Bă, dar ce a spus Traian Băsescu este wow. Nu pot să citesc. E adevăr curat. Bă, l-a făcut cancerul politicii românești pe Dragnea. Oameni buni, l-a făcut cu cancerul care e trebuie extirpat. Am să am eleganța să nu-l întreb pe Cătălin Rădulescu cum vede, că este totuși membru al echipei Dragnea. Dar uitați-vă pagina. O țară sacrificată de Dragnea pentru Dragnea. Dragnea, în video ăsta este un cancer care trebuie îndepărtat urgent din... Repet, eu n-am pagină de Facebook, v-am mai spus. Mi-o țin niște retardați. Eu e falsă. Deci eu n-am avut și nu voi avea niciodată pagină de Facebook. Dar cine are Facebook? Bă, citiți postarea lui Traian Băsescu pentru că este de o violență rară, avis. Eu înțeleg acum ce înseamnă marinarul care s-a suit din nou pe covertă și conduce echipa în europarlamentare. Nu l-am mai văzut de ani, de ani. Cred că de când era la garaj, de când era președinte la garaj cu pulover pe el și cu făclia în mână, dacă vă faceți aminte ce vreau să spun. Și Neamțu, cum îl chema, mă? Mihai Neamțu. Era pe geamul de la WC-ul cu Monica Macovei, scoseseră cap să-l susțină. Ei, din momentele alea, violența n-a mai atins cotele de azi. Președintele Băsescu, repet, atinge o cotă greu de comentat, fapt pentru care noi nu ne permitem. Bună ziua, domnule Băsescu! Bună ziua! Vă întreb direct, ce v-a determinat la o postare
pe Facebook atât de dură, atât de tranșantă și cu o violență pe care v-am spus oamenilor, mi-asum ce spun, n-am mai văzut-o la adresa clasei Pulce și a liderilor, adversarilor noastre, de prin garajul Onaca când era suspendat. Nu, nu confundați violența cu limbajul degradant. Este un punct de vedere al meu care vizează chiar organizarea statului. În momentul de față, deși am mai slăbit, România funcționează cu voința unui om. Un om care stă el acolo în biroul lui mare și problema majoră este cum dăm legi, ordonanțe care să-mi rezolve problema condamnării. Ori pentru asta a compromis aproape tot ce se putea compromite. Inclusiv PSD-ul este compromis. Uite, am un coleg parlamentar, deputat PSD, care nu este, nu numai că nu este de acord cu dumneavoastră, dar spune că sunteți în eroare. Dumne, pot fi, dar părerea mea este, dacă tot m-ați sunat, să mă lăsați... Vă rog frumos, eu doar v-am marcat faptul că sunt și alte păreri, una... De ce ar asculta, domnul președinte, domnul Băsescu, de ce ar asculta, domnule, cel mai important partid, că asta nu înțelege românul și nu înțeleg nici eu. Un partid, cel mai puternic partid, bun, rău, contestat, necontestat, PSD-ul e cel mai mare partid. Să asculte de un om, să fie în siajul unui om. Domnul Barbu, vă aduceți aminte că nu-s decât 30 de ani de când un partid a ascultat de un om. Doar 30 de ani au trecut și domnul Rădulescu, a fost printre cei care s-au bătut să se termine cu un singur om care decide. Asta un prim aspect. Dacă ne uităm în Constituția României, este dezastru. Nu poate funcționa așa ceva în România dacă se respectă Constituția. Ori, noi am văzut, vedem de 2 ani, cum iese Dragnea și spune se va face asta, iese Dragnea spune se va face asta, iese Dragnea spune se va face asta. Este un aspect. Dar celălalt aspect este legat de lucrurile pe care le face cu mâna altora și asta e foarte grav. Spre exemplu, presiuni pentru ca toate hotărârile judecătorești definitive din 2014 să fie redeschise, să se poată face recurs în anulare. Nu este corect. Curtea Constituțională s-a limitat la ceea ce era în curs de judecare. Dar ciraci precum Nicolae, Măslalt Nicolicea de la Iordache. Nicolicea. Fac tot ce se poate ca acest lucru să se întâmple. Am înțeles. Astăzi, completele de 3, nici alea nu spune că l-au condamnat. Dom'le, cum poți să spui despre un judecător de înaltă curte că trebuie să fie într-un complet separat? Am luat o razna? Vă întreb așa, vă întreb și aștept răspunsuri. Da. Vă întreb și dacă se poate, domnule președinte, răspunsuri scurte, nu neapărat monosilabice. Susțineți și în public, nu doar pe Facebook, la emisiunea aceasta, că Tăriceanu este șantajat în mod grav la Senat de voturile PSD? Indiscutabil, asta e faptul lui Tăriceanu, dar fiți atenți, sunt două personaje pe care le șantajează cu moțiuni, cu decizii în comisia juridică, iar pe Tudorel Toader cu moțiuni. Fiți atenți, îi cunosc pe amândoi. Nici unul din ei nu va ceda șantajului. Iar Tudorel Toader a făcut exact ce trebuia să facă. Astăzi, după ce a văzut că iar s-a amânat
dezbaterea moțiunii, le-a și spus, băieți, la Parlament cu modificările la codul penal. De ce? Pentru că avem Curtea Constituțională care a luat legea trimisă de Parlament și a trimis-o înapoi la Parlament cu sarcină pentru Parlament să modifice articolele. Nu am cu înțeles. Sarcină pentru ultima întrebare, ultima întrebare se referă la lucru din punctul meu de vedere cel mai grav din tot ce a postat. Nu e legat nici de Dragnea, nici de Tăricianu, nici de Tudorel. Că ăștia sunt efemeri ca noi toți. E legat de structura de siguranță națională, serviciile secrete și armata țării. Ați spus că Dragnea, nu PSD-ul, Dragnea, prin ceea ce face... Lăsați-mă să vă spun eu ce am spus. Vă rog frumos! Deci, tot intrând la acolo unde un singur om decide, Dragnea s-a supărat pe viață după ce tăia porcii cu SRI-ul, cu Maior și cu Coldea, s-a supărat pe viață, pe servicii și a decis el că trebuie să le taie bugetele. În an în care ai președinția Uniunii Europene, deci e plin, după cum vedeți, de înalți demnitari, asta înseamnă cheltuieli foarte mari pentru serviciile secrete, ai vizita Papei, care înseamnă cheltuieli uriașe pentru securizarea acestei vizite, ai summitul de la Sibiu, al Consiliului European. În condițiile astea să stai sume uriașe din banii serviciilor secrete, este nepermis. Dar n-a făcut-o Dragnea, domnul Barbu. Dragnea a spus și nevertebrații din Parlament, din majoritate, au executat. Vă rog mult, având în vedere că un deputat PSD este invitat la emisiune, haideți să ne păstrăm într-o exprimare care să nu-mi jignească. Scuze, da. Mai ales că domnul Rădulescu, la mult din ce a spus sau la o parte semnificativă, a dat din cap dezaprobator, dar la o parte a dat aprobator din cap. Adică, domnul, asta este părerea mea. Am înțeles. Dragnea, și vă dau concluzia. Dragnea trebuie îndepărtat de partid, că altcineva nu-l poate îndepărta. Mulțumesc mult, domnule președinte. Este părerea mea. Am înțeles. Am vrut să o spuneți în direct, că era bine să citești și din Facebook, dar parcă e mai bine așa. Mulțumesc mult, domnul Rădulescu. Nu vreau să intru în polemică cu domnul senator, cu domnul președinte Băsescu, sub nicio formă. Eu cred că, în afară de funcțiile pe care dumneavoastră a spus că sunt efemere, noi avem fiecare o meserie a noastră. Eu sunt medic, dânsul a fost marinar sau comandant de vas și trebuie să ne păstrăm un limbaj de oameni civilizați. Deci, sub nicio formă, nu sunt de acord cu limbajul injurios pe care domnul președinte, mai ales că a fost președintele țării, l-a folosit împotriva președintelui unui partid. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, nu vreau să comentez, a spus domnul președinte că părerea dânsului e foarte bine, și domnul președinte Băsescu, când conducea PDL-ul, numai dânsul vorbea și dânsul ceilalți ascultau, ca să fie foarte clar. La noi, în schimb, domnul președinte Dragnea, spre deosebire ce spune domnul președinte Băsescu, are o echipă de oameni care se cheamă Comitetul Executiv, sunt 50 ceva de oameni, care acești oameni decid împreună cu președintele. Niciodată președintele Dragnea n-a decis dânsul și ne-a spus nouă ce să facem. Niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Totul s-a supus votului. Au fost foarte multe discuții în Comitetul Executiv în care oamenii au votat împotriva, au avut alte păreri, au fost confruntări de discuții și așa mai departe, opinii diferite. Dar domnul președinte a fost constructiv și de multe ori în anumite situații chiar s-a retras de la vot și ne-a lăsat pe noi să decidem. Asta ca să înțeleagă domnul Băsescu. Pe de altă parte, și cu asta închei, noi avem un președinte pe care l-am votat 500.000 de oameni. A fost un vot popular ai membrilor de partid și este președintele Dragnea, în care noi toți avem încredere. De ce avem încredere? Pentru că ne-a dus spre victorie în cele două alegeri locale și parlamentare. Am câștigat voturi cât n-au câștigat PSD-ul în urma acestor ani cu alți președinți și avem un program... La scurul astea bune a contribuit și faptul că a fost condamnat penal pentru ce s-a întâmplat cu electoratul PSD. Iată că oamenii reacționează și în sensul ăsta, Tudor. Adică dacă văd că ești condamnat pentru referendum și nu pentru fapte de corupție, sigur că oamenii reacționează invers decât cum își doresc alții. Pentru că eu am spus și atunci, dacă era să fim condamnați pentru referendum,
trebuie să fim condamnați toți membrii PSD împreună cu toți membrii PNL. Pentru că noi am participat toți și am cerut. Păi, pentru că eram USL atunci. Nu atunci, eram USL. Deci eram toți USL și toți împreună am cerut ca oamenii să meargă la vot la acest referendum împotriva lui președintelui Băsescu. Dar vreau să termin cu o singură chestiune. Sub egida acestui președinte Dragnea, în care noi avem toți încredere, noi am făcut un program extraordinar de bun pe care vrem să-l punem în aplicare în fiecare zi. Din păcate, noi nu putem să transmitem și tu ai spus-o de multe ori și ceilalți, să comunicăm. A spus uneori mai mult decât noi Adrian și mulțumim pentru asta din prisma faptului că cunoște foarte bine meseria pe care o practică de mulți ani și unul cei mai buni în acest domeniu. Noi n-am putut să comunicăm lucrurile astea pentru că agenda zilei este ocupată, iată, de doamna Chiuvei și de domnul Augustin Lazar și de alții. Și de problemele pe justiție. Dacă mergeți la televiziune echilibrate, cum e cazul astăzi, puteți transmite după cum vrei, este direct mesaje. De asta am și am venit, că știu că aici pot să... Și necenzurate, corect, necenzurate și necomandate. Și îmi doresc să vin totdeauna. Nici de conducerea postului, nu e ca la alte televiziuni, așa din fericire. Așa e. Altfel nici nu se făcea emisiunea asta. Oameni buni, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Împreună cu Adrian și cu Cătălin, vă vom prezenta în premieră TV, sincer, în premieră la o televiziune națională de știri, lista avantajelor materiale pe care le are un europarlamentar pe baza votului nostru. Acum 27. Dar din banii europeni. Nimeni nu... A? Dar din banii europeni. Din banii europeni. Așa. Sunt banii tot ai noștri, mă. Nu sunt banii de pe Marte. Partice. Deci, oameni buni, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele. Nici nu vă imaginați, credeți-mă. Eu, făcând materialul azi, am avut revelații și mă număr printre cei mai... informați, zic eu, decât marea majoritate a telespectatorilor. Mai știam cum e. Am fost la Bruxelles și ca ziarist, am fost și ca politician. Nu mi-am imaginat nici eu. Știți cât de multe lucruri aveți de aflat? Imediat, după 2-3 minute, venim la voi. Oameni buni, ne-am întors în direct. Belea mare, în pauză, mă cer cu Adrian Rădulescu. Ne-am luat de păr, mă rog, de puținul păr pe care îl are, ne-am luat. Mă tot bate la cap că am calculat eu greșit pensia europarlamentară, am calculat-o, mă, credeți-mă. E ce scrie pe ecran, nu vă luați după Adrian Rădulescu, chiar dacă în timpul emisiunii o să vă manipuleze că e greșit. Vreau să văd și pensia. Imediat, oameni buni, așa începe știrea. 6.824 de euro pe lună indemnizația unui eurodeputat, că așa se cheamă ei, nu europarlamentar. Indiferent de țara de proveniență. Indiferent de țara, egal toți. În sfârșit suntem egal cu ei. Bravo, Adrian Rădulescu. În sfârșit suntem și noi egali în Europa cu cineva. N-avem niciun merit. Europarlamentarii noștri atâta primea. Adică se curgă. Deci, nu stai un pic, nu-i da drumul. Merită. Luați o hârtie, un pix, un creion, un plaivaz, orice. Un telefon mobil, ăștia care aveți mai șmechere. Nu, al meu nu poate, nu știe, al meu e cu aburi. Deci, luați și scrieți. 6.000, dă-i cărbun, Teddy, apasă pe buton. 6.824 de euro net, adică ad labam pe lună, indemnizația. Adică să zicem salariu, dar indemnizația. Deputații primesc pentru plata salariilor colaboratorilor, deci nu bănuții lui. Ăștia dacă îi bagă în buzunar, să duc la pârnaie. Hop! Furăciune la pușcărie. 24.000 de euro pentru echipă. Opriți un pic. Nu-i pot băga în buzunar, dar pot face românește. Vorbim parandărătul, adică îi spune lui din echipă, vezi că îți dau 5.000 de euro, dar cu 3.000 mi-i lași mie în sertar, 2.000 duștul mă tacar. V-am dat așa un exemplu. De ce spun asta? Că poate aude și... Nu mai dau nume de români care ne-au făcut aude... băcănie până Europa. Poate aude Codruța. Poate aude Codruța, să ce peste ei, vorba lui Adrian. Pensie specială! Uite, mă, na, pensie specială, Adrian. Pensie specială după... Pensie specială? Aoleu! Păi în România era speciale, cum pensiile speciale. Peste pensiale. Peste pensiale. Pensie specială după vârsta de 63 de ani, dacă ai fost europarlamentar, este așa. 3,5% din salariu, deci din indemnizație, pentru fiecare an complet de mandat. Ai 5 ani, ai... 3,5, 7, 14, 18, 17,5%. A făcut calcule rapide mercantilul ăsta mic de Adrian Rădulescu și i-a dat vreo 1200 de euro pensie pe un mandat. Nu! Ba da. Ba da. Fără a depăși însă, că sunt ăștia care nu se mai termină, ca și la noi. I-a găsit Dumnezeu până CP1. Sunt unii, știți că sunt unii, Dumnezeu să ierte, a murit Vereștoi. Eu cu Vereștoi eram eu la TVR și dânsul, adică dânsul că a murit, și Vereștoi Otilo eram CP1. Am fost și colegi de bancă în Senat în 2016, vă dați seama? Deci, n-are voie să depășească pensia 70% din indemnizație, adică 5.000 și ceva de euro. Mai departe, pensiile sunt plătite din bugetul normal Uniunii Europene, ca să nu săriți. Am scris asta ca să nu creadă lumea că primește europarlamentarul român pensie de la doamna, cum o cheamă, Dăncilă. 4. Decontarea
integrală a biletelor de avion. Nu e nimica toată. Primește ai noștri. Primește și domnul Rădulescu. Ai primit tu, nu? Da. Eu bravo. N-am primit că nu mă duc cu avionul la Pitești. Nu s-a inventat aeroportul la Pitești. Decontarea integrală a biletelor de avion sau de tren clasa 1 sau, fiți atenți aici, 0,5 euro pe kilometru dacă folosesc mașina. Plus taxe de autostradă, de pod, de drum. Știi ce înseamnă 0,5 euro? La un consum mediu, am făcut eu calculul, că și eu sunt meschin. 10%, dacă e o mașină care merge cu 10%, primesc fix 5 euro pe litru de carburant. Deci e un preț... Ha? Gândiți-vă puțin, 5 euro pe litru. Bă, vă dați seama, Codruța i-ar lega pe ăștia. Pă bune! Păi cum să-i dai, mă, 5 euro ăla pe litru când la cea mai scumpă pompă din lume e 2 euro în Europa? Hai, mă, să o ducem acolo. Bă, tu îți poți imagina că i-ar lega? Da. Ăștia o vor procuror general. Dragii băia, la bulosăm pe aia dreaptă. Dacă îi spuneți de Codruța că dați 5 euro pe litru la benzină, asta e, am făcut eu calculul. Indemnizație lunară pentru cheltuieli generale, telefon, birou, ia uite, mă, indemnizație, astea fără decontare. Asta spui, atâta iau, 4.513 euro, nu trebuie să se, doar se mescă. Bani de buzunar se numesc. Păi ăștia-s bani de buzunar, bravo. Deci 4.513 euro pe lună, bani de buzunar. Oameni buni, ați calculat până aici? 35. Mare atenție că abia acum urmează cea mai tare. 35, bravo. Indemnizație forfetară de 300 de... Bă, deci, asta de ce n-ai făcut o mă galbenă, mă, Teddy? 320 de euro pe zi, oprește puțin. Ascultă de la Adriane, Cătăline. 300, opriți-mă un pic. Poate aude și doamna Codruța se duce peste ea, cu direct și ea, cu fulgi cu tot. 320 de euro cazare pe zi. Băi, ești nebun. 320 de euro cazarea și costuri adiacente pentru fiecare zi în care, de exemplu, domnul Cătălin Rădulescu, dacă ar fi europarlamentar, s-ar afla la Bruxelles. 320, cât ai fost? 10 zile luna asta? Da, 3.000 ceva de euro. Că a stat la Bruxelles unde a muncit, e la serviciu. Vă puteți imagina? E serviciu greu ăsta. E serviciu greu. Bravo! Mai departe. Deci la fiecare zi de prezență își ia 320 de euro cazare alea cu tare cu tare. La Bruxelles sau la Strasburg. Știți că Parlamentul are două sedii mari. Cu condiția... Nu vreau să mă duc acum ce se întâmplă în Parlamentul României, că aș da din casă și n-ar fi elegant față de foștii mei colegi. Să semneze registrul de prezență. Deci, ai semnat, ai luat 320 de euro. Nu s-a terminat. O secundă. Ia priviți acelea. Pentru întâlnire din afară. Adică acelea București. Nu, din afara spațiului. Din afara spațiului european. Din afară, în America, oriunde, primește 160 de euro pe zi. Că se duce la oamenii aceia. Și nu s-a terminat acum. Credeți că s-a terminat? Nu. Decontarea a două treimi, asta e cea mai tare, decontarea a două treimi din totalul cheltuielilor medicale pe care eurodeputatul le face cu el însuși, adică în starea lui de sănătate, pe toată durata mandatului. Două treimi. Da, mă, e ok, că ți-a decontat cineva vreodată? Nu, mă, dar nu sunt bolnavi eurodeputați. Băi, dar stai un pic, că totuși, ca să vadă lumea, o secundă, știți de ce vă arăt astea? Ca să vedeți ce înseamnă să respecti un parlamentar. Ca să vezi ce înseamnă să ai un ales al Europei. Că ăștia sunt aleși Europei cum avem și noi, aleși neamului nostru. Da. Bă, bun, răi, nu-i alegi, nu-ți place, e pușcăriabil, bă, nu-l alegi dacă nu l-ai ales. Cum să nu-l alegi, mă? O secundă, Adrian, că nu-i dă glumă acum. Pe cum nu glumesc? Atenție, ca să înțelegeți Europa, și nu doar Europa, că ce vedeți aici e pe model german, e pe model francez, în Germania e la fel, în Franța e la fel. Ești parlamentar, ești în Bundestag, în Parlamentul Germaniei, da. Bă, cam așa arată. Adică n-are voie să fie cu țoale proaste pe el, cu bujră pe noși, să fie bolnăvicios, să tușească, n-are voie. De ce? Pentru că el face ca țara aia să funcționeze din punct de vedere legal. Ba mai mult, la nem și moral. Mai departe, nu s-a terminat nici acum. Iată-o pe ultima, asta pentru cine se băteau pe la Parlament. Doamne, ce bătaie era pe mașină de serviciu. În România, parlamentarii n-au mașină de serviciu. Au doar liderii de grup, au doar chestorii, au doar secretarii, au doar conducătorii. Are Tăricianu, are Dragnea. Parlamentarii n-au. Rădulescu nu are mașină de serviciu. Ai mașină de serviciu? Acum, de două luni am. Păi ce ești? În 6 ani, chestor. Am cer scuze, domnul chestor al Senatului. Da, e funcție de conducere. Stă sus la masa aia, la cei trei, la patru, la aleși. Dar, parlamentarii europeni, 700 și cât sunt ei, 700 și un pic, toți pot folosi mașinile de serviciu ale Parlamentului European. Ați făcut calculul? Vă ia capul. E, asta nu v-a spus nicio televiziune. Mă, când votați, gândiți-vă că ștampila ta, că eu dai PSD-ului, liberalului, lui Băsescu, la PMP, bă, ștampila ta face 1.000 de euro pe lună. Ăla care vrea ștampila ta trebuie să o merite, băi, române. Corect. Chiar trebuie să o merite, bă, băiete, că-l faci bogat, făcea Cătălin și pe bună dreptate un calcul în pauză, că vorbeam despre asta. Dacă e econom, dacă mănâncă și un pic de la pungă, dacă nu se duce la fete în plas Pigal, dacă... Bă, rămâne cu aproape, nici nu vreau să spun câte sute de mii de euro bani curați după și un mandat. Și chiar dacă se duce, tot îi rămâne.
Nu, că s-au mai scumpit și fetele în Europa, dar ești tu mai în vârstă. Câteva? Revenim, s-a terminat minunăția asta de oră, vine ora a doua, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, vreau să discutăm cu invitații mei, știți că emisiunea e cu telefoane de alea necenzurate, despre ce înseamnă bătălia Iohannis, Chioveși și Băsescu s-a băgat în cărți contra Dragnea, Tăricianu și, cu voia noastră, Dăncilă. Revenim imediat!